Între timp, încă un polițist este acuzat de tentativă de viol de către o fată de 14 ani. Un ajutor de șef de post dintr-o localitate din județul Iași ar fi încercat să o abuzeze sexual pe adolescenta care îl mai ajuta din când în când prin gospodărie. Chiar dacă totul s-ar fi întâmplat în urmă cu ceva timp, fata și-a făcut curaj abia acum să povestească părinților ce a pățit. Așa că tatăl tinerei este hotărât să meargă să depună plângere împotriva agresorului, mai ales că cei doi sunt și vecini. Potrivit informațiilor din presa locală, agresorul ar fi lucrat până în 2011 Spre ce la poliția de frontieră, după care s-a mutat la postul de poliție din satul în care locuia, și aceasta nu ar fi prima acuzație de tentativă de viol împotriva bărbatului de 41 de ani.